arriviamo alla Golgota. Era un gândul meu un sfond de gloate. Treceau trei cruci și în urma lor preoți și demoni din cetate. Veneau bătrâni în convoi și le auzeam pe cale pașii. Și-am întrebat, aceștia cine-s? Iar Duhul mi-a răspuns, vrășmașii. Priveam la Golgota în duh și mi-era plin de taine gândul. Vedeam un nor de bătrâni, văzduhul culmii străbătându-l. Ei cercetau din semn în semn cum se împlinea cuvântul vieții. Și-am întrebat, aceștia cine-s? Iar Duhul mi-a răspuns, profeții. Priveam la Golgota, vedeam minuni din ce în ce mai grele. Vedeam cum se strângeau cei mulți prin grohotișul din vâlcele. Lovindu-se cu pumnii în piept, plângeau trudiții la răscruce. Și-am întrebat, aceștia cine-s? Sunt cei ce văd doar om și cruce. Priveam la Golgota pătruns, iar peste oastea Asmodee, cu chip sever, cu pumnii strânși, trecea prin aer o femeie. Loviți, striga mereu, loviți, căci sfânt e Domnul împăratul. Și-am întrebat, aceasta cine-i? E legea osândind păcatul. Priveam la Golgota uimit, căci sus pe cruce, plin de sânge, murea Iisus. Și în depărtări vedeam cum lanț de lanț se frânge, iar niște regi zburau cântând, lăsându-și peste culmi ecoul. Și-am întrebat, aceștia cine-s? Cei mari slăvind în cer eroul? Priveam la Golgota, dar vai, deodată, din stihii silhuie, venind trupul lui Iisus, al doilea trup s-a târne în cuie. Toți îngerii înmărmuriți îl arătau prin nouri, iată-l. Și-am întrebat, acesta cine-i? Și mi-a răspuns tot cerul.